Bine ați venit la întâlnirea noastră săptămânală pe canalul de YouTube al Antenei Stars. În această ediție analizăm cerul astral din săptămâna 3-9 iulie. O săptămână destul de interesantă, chiar dacă niciuna dintre planete, în afară de Lună, bineînțeles, nu schimbă teritoriul zodiei pe care se află. Luna este suficient. Ea va face destule aspecte în această săptămână. Chiar de luni are loc un moment important, cel de lună plină. Întotdeauna acesta semnifică un maxim de ambiție, de energie, am putea spune. Putem observa acest lucru foarte simplu, constatând că avem nevoie de mai puțin somn sau poate chiar avem insomnie. Nu neapărat din cauza grijilor curente, dar cu siguranță ne gândim la lucruri pe care vrem să le realizăm. De aceea spuneam că este vorba despre un maxim de ambiție, mai ales că este vorba și despre lună plină în semnul Capricornului. Dar totuși, în plus, luna face o succesiune de aspecte. Mai întâi cu Saturn, apoi cu Jupiter, apoi cu Soarele, exact momentul de lună plină, și în sfârșit cu Mercur. Ei, toată această succesiune de aspecte ne aduce noutăți, lucruri neprevăzute, surprize, lucruri pe care cine știe când ne-am fi așteptat, într-o altă conjunctură, într-un alt moment, dar ele se petrec, da, foarte bine luni. Pe de altă parte, mai sunt niște aspecte în această săptămână. Joi, 6 iulie, luna face opoziție, mai întâi cu Venus, apoi cu Marte, iar vineri, 7, are loc conjuncția lunii cu Saturn. Pentru fiecare dintre zodii sunt evenimente, lucruri importante la momentul respectiv. Bineînțeles, primele vizate sunt zodiile guvernate de planetele cu care ea, luna, face aspecte. Una peste alta, o săptămână destul de plină, animată. Să începem să vorbim, deci, despre fiecare zodie. Pornim de la Berbec. Activitate din plin chiar de la început de săptămână, pentru că luni și marți, luna se află în semnul Capricornului, în casa 10 pentru ei, pentru berbeci. Deci, activitate profesională, întâlniri, acțiune, imagine. Foarte posibil, da, că atunci să înceapă un proiect, o activitate, să fie momentul pe care l-au ales de mai demult, dar iată că să coincidă cu acest eveniment astral. Dacă nu, oricum, ei sunt dornici, hotărâți să facă destule schimbări în activitatea lor. Pot apărea foarte bine schimbări în program. Ei înșiși sunt solicitați acum. Poate că li se spune, li se aduce aminte despre o vorbă, o promisiune a lor și sunt rugați, da, să se țină de ea. În acest context, ei, berbecii, sunt dispuși să renunțe la un program anterior și să stabilească drept priorități ceea ce le vine acum. Bine este ca ei înșiși să fie atenți luni și marți la ofertele pe care le primesc. Ce li se spune? Ce solicitări apar? Sigur că pe moment, foarte bine, ele pot fi prezentate din partea cealaltă ca o urgență, ca ceva deosebit, ca ceva necesar, dar aici este nevoie de prudență, este de bun simț, de experiență, nu mai vorbim, ca să-și stabilească prioritățile. Vor să facă multe, pot realiza multe, dar să vadă dacă nu cumva apar interferențe, dacă nu o activitate, știu eu, împiedică realizarea alteia. Deci, în grabă, animație, agitație la început de săptămână, este nevoie totuși de prudență. În ansamblu, pentru ei, putem spune, aspecte bune la capitolul financiar. Sigur, se ocupă Jupiter de acest lucru, este în casa a doua a banilor, dar și alte planete, tocmai acelea care le aduc, pe de o parte, ideile, entuziasmul, dorința de a realiza niște lucruri deosebite, pe de altă parte conjuncturile, solicitările despre care spuneam, care pot veni foarte bine din partea șefului, da? Dar și a unor clienți, noi clienți, oameni care se bazează pe ei, oameni cu care au o bună relație de cooperare, de colaborare. Trecutul, iar când spunem trecut, ne referim, bineînțeles, la experiențele lor anterioare, dar și la
părinți, bunici, oameni care i-au influențat, i-au crescut, le-au oferit tot felul de exemple. Deci trecutul poate avea un rol în acțiunea, activitatea lor, a berbecilor din această săptămână. Poate că sunt influențați, poate că sunt motivați, vor să se ridice la înălțimea așteptărilor lor, vor să realizeze multe și foarte bine pot realiza multe în această săptămână. Cum spuneam, că luni și marți e o activitate destul de bogată pentru ei. Miercuri și joi, zile de bani pentru berbeci, sigur, mai ales pentru cei care au activitate pe cont propriu, dar și dacă au un program fix sau un salariu stabil, cine știe, pot apărea niște solicitări extra din afara activității lor sau poate că sunt solicitați pentru o muncă suplimentară, ore suplimentare, o urgență care apar acolo în cadrul proiectului, programului respectiv și se va ține cont de acele ore suplimentare. Moment mai delicat pentru berbeci în ziua de vineri. Conjuncție Lună-Saturn are loc în casa 12-a, foarte bine poate avea legătură cumva cu starea lor de sănătate. Deci poate că eforturile de până acum, din ultima perioadă, dar și cele de la începutul săptămânii, de luni și marți, să își pună amprenta asupra lor. Să fie poate mai morocănoși, poate mai puțin interesați de ceea ce se întâmplă în exterior, de ceea ce au de făcut și își acordă atenție mai mult lor înșile, trupului, au nevoie de odihnă, de somn. Nu știu nimic, Doamne ferește, nu e nimic catastrofal cu toții, din când în când ne confruntăm cu asemenea situații. Oricum, bine este să vadă ei, să-și aprecieze, să-și dozeze eforturile și, bineînțeles, la sfârșit de săptămână, sâmbătă și duminică, să valorizeze din plin timpul liber. Pentru odihnă, pe de o parte, pe de altă parte, cu siguranță, și pentru bucuriile, plăcerile pe care le au ei, activitățile, proiectele, pasiunile care i-au acaparat recent. Mergem mai departe la semnul Taurului. Pentru Tauri, săptămâna începe cu vești, povești, exemple de viață. Oricum, o atitudine oarecum filozofică. Nu spunem pasivă, mai degrabă filozofică. Deci activitate, acțiune este cu siguranță din plin și pentru nativii Tauri, pentru că ei în ansamblu sunt pe o perioadă remarcabilă. Tot Jupiter în semnul lor se ocupă de acest lucru. Pe de altă parte și ei vor să înregistreze un progres. Trebuie să fie o perioadă deosebită pentru ei, pentru că Venus, planeta lor guvernatoare, în semnul leului, îi îndeamnă la, cum spuneam, un progres. Hai să spunem, să depășească un nivel anterior, să urce, să se rupă cumva, să spună, da, am avut o perioadă bună, foarte bună, e suficient pentru ce am făcut până acum, trebuie neapărat să merg mai departe. Pe de altă parte, ei, taurii, interesați de activități gospodărești. Fie că vor să schimbe, să repare, să amenajeze, iar în cadrul acestei activități încă poate că nu au imaginea clară a felului în care vor să arate lucrurile la sfârșit. Deci se pot răzgândi și ei între timp, pe măsură ce înaintează lucrările. Deci vor să facă aceste schimbări, foarte bine, poate că omul iubit vine și el cu ideile lui, exact în cazul Taurilor, exact planetele care îi reprezintă pe ei și pe omul iubit, Venus și Marte, sunt în zona casei, locuinței, activității, sigur, intime, gospodărești, de familie. Foarte posibil, da, să nu fie de acord, să aibă vederi diferite asupra acelor amenajări despre care spuneam. Și, bineînțeles, mai stau pe gânduri, mai negociază, vin cu propuneri, dar așa este viața, așa funcționează. Oricum vor să facă lucrurile cât mai repede, să ajungă la un final de liniște, de confort, bineînțeles. Destul animație pentru ei, pentru nativii Taur, în zilele de miercuri și de joi.
foarte bine ceva care apare, știu, pe neașteptate. O ședință, o urgență, o solicitare, o chemare în biroul șefului sau o propunere interesantă, invitație la un interviu de angajare. Bineînțeles, totul depinde de starea în care ei se găsesc. Dar bine este să fie pregătiți sufletește pentru lucruri destul de importante, cum spuneam, miercuri și joi pentru nativii Taur în plan profesional. Vineri, posibile tensiuni. Acum, ce înseamnă tensiuni? Nu este vorba despre ceva nou. Foarte bine, niște neînțelegeri mai vechi cu un coleg, cu un prieten, cu un colaborator. Pot ieși acum la iveală. Nu este în sine o ceartă. Dacă cumva a avut loc niște ironii, niște așa vorbe aruncate mai neplăcut joi, da, acum se poate ajunge într-adevăr la o discuție mai serioasă, la mai deschisă, mergem mai departe, nu mergem mai departe, vrei să fii alături de mine, să continuăm, să ducem la bun sfârșit acest proiect, dacă nu, ce să spun, vom sta, dacă mai ceva de negociat, de schimbat vreo părere, bine, dacă nu, cred că este momentul să ne oprim. Partea bună a zilei de joi, bineînțeles, este legată de aspectul financiar. Foarte bine pot veni niște bani, mai ales dacă este vorba despre un proiect cu durată mai lungă aflat în desfășurare. Acum, foarte bine, li se poate face o plată, o rată, o tranșă. Mai este un aspect important, sigur, pentru cei care au apelat, au încercat să acceseze niște fonduri, poate că primesc înștiințarea, poate chiar le intră banii în cont. Din acest punct de vedere, trebuie să fie o zi bună, fastă pentru ei, pentru nativii Taur. Sâmbătă și duminică, mai puține tensiuni, în sfârșit, bucurie, drag, plăcere. În principal, pentru timpul petrecut alături de familie, dacă este vorba despre prieteni, bineînțeles, ar bucura mai degrabă de prieteni vechi cu care au un obicei relativ lung, relativ vechi, să petreacă timp împreună. Pentru nativii gemeni, preocupări legate de aspectul financiar la începutul săptămânii, când are loc și momentul de lună plină. Foarte bine, aspectele sunt bune pentru ei din acest punct de vedere. Pot avea parte de rezolvări legate de bani. Poate că aceste rezolvări nu apar ușor, este nevoie totuși de niște vorbe, demersuri, insistențe, dar într-un final rezultatul este cel pe care îl doresc. Deci nu vin cu chiar așa ușor banii aceștia, dar tot apar. O fi vorba de presiuni, de cereri, de rugăminți, de insistențe. În cazuri deosebite, în cazuri speciale, dar poate că reușesc ei cumva să cadă de acord, dar asupra unor împărțiri. Ce fel de împărțiri? Dacă este vorba despre o moștenire, dacă e vorba despre ieșire din indiviziune sau cine știe ce lucruri pe care au ei de realizat, de împărțit. Foarte bine, poate să fie și o chestiune oficială, o hotărâre, ceva bătut în cuie sau cel puțin un acord semnat de ambele părți. Mai încolo, miercuri și joi, pentru nativii gemeni, interes pentru drumuri, vacanță, timp petrecut la sfârșit de săptămână. În ansamblu, acel Jupiter în semnul Taurului pentru ei, în casa a 12-a, nu este cea mai fericită poziție din punct de vedere, să-i spunem, fizic. Poate că simt nevoia mai mult decât oricând de odihnă, de relaxare. Dar cu siguranță tot această poziție le îndreaptă atenția și asupra unor chestiuni de natură, să le spunem, filozofică, de viață, în ansamblu, religioasă, eventual. Ei, în acest context, zilele de joi, vineri, sunt interesante. Cine știe ce află, ce văd, ce li se povestește, ce observă ei și găsesc acum niște interpretări deosebite. Trag concluzii și vor spune, da, vor ști, voi ști ce să fac și eu, da, că mi s-au întâmplat și mie acele lucruri.
Știm foarte bine vorba aceea că înțeleptul învață din greșelile altora. Iar atunci când se dovește de ceva asemănător, parcă știe ce are de făcut. Pentru gemeni care și-au programat un drum, o deplasare, cine știe, poate că și-au luat zi liberă din timp, poate că acum vor să pornească. Ziua de joi este cumva mai delicată. Bine este să fii atenți dacă ei înșiși sunt la volan, bineînțeles, să fii atenți la drum, să fii atenți la toate actele pe care le au de... trebuie să le aibă la ei. Poate apărea aici o problemă de comunicare. Ce fel de comunicare? E foarte bine și în trafic. Oamenii, șoferii, da, comunică între ei. Nu neapărat prin semnalele acelea. Sigur că trebuie să știm, să înțelegem, să observăm intențiile de celorlalți șoferi. Deci posibile neînțelegeri în comunicare, atunci joi trebuie să stea cu ochii în patru dacă sunt la volan. Iar dacă este vorba despre o comunicare verbală sau cea prin intermediul telefonului de mesaje, mesaje telefoane, să fie atenți acolo dacă introduc, bineînțeles, destinatarul corect sau dacă introduc mesajul, atașamentul exact cel pe care doresc să îl transmită. Surprizător, la sfârșit de săptămână, sâmbătă, duminică, pot avea niște surprize legate de activitatea lor profesională. Acum, poate că nu este vremea, cum să spun, normală a întâlnirilor, negocierilor, dar poate că le vine pe mesagerie o invitație, o chemare, o întrebare. Foarte posibil să fie nevoiți totuși să dea un răspuns, o explicație. Mergem mai departe. Semnul racului, moment important pentru raci, momentul de lună plină, în semnul capricornului. Orice lună plină este importantă pentru nativii rac, pentru că, bineînțeles, este implicată de fiecare dată planeta lor guvernatoare, adică luna. De această dată, cu atât mai important este acest moment, pentru că are loc pe axa relațională. Când vorbim de relații, bineînțeles, ne gândim la relația de cuplu, omul iubit, dar și la partenerul de afaceri, la oameni cu care interacționăm relativ frecvenți, cu care formăm, știu eu, cuplu, echipă, parteneriat, asociere, colaborare. Ceva pare să se întâmple. Sigur se întâmplă în data de luni. Și atunci ne putem aștepta ei, racine, la tensiuni, divergențe, neînțelegeri, puncte de vedere diferite. Foarte posibil, da, să existe și o neînțelegere între ei, pentru că este și Mercur implicat și atunci ne referim strict sau direct la neînțelegerea vorbelor. Una spunem și de fapt alta gândim și trebuie să ne aducem aminte sau să ne punem în pielea celuilalt, să ne imaginăm totuși parcă a rostit ceva nefiresc. Poate că ar fi vrut să spună altceva, hai să mă asigur, înainte de a mă supăra, de a da un răspuns, de a face un reproș. Deci, chestiuni importante din punct de vedere relațional pentru ei. Pentru cei care nu sunt într-o relație, tocmai pentru că l-au pe Soare și pe Mercur în semnul lor, foarte posibil să apară cineva, să vadă, pur și simplu întâmplător, să se intersecteze cu cineva, momentul să nu fie cel mai fericit, poate să aibă o chestiune așa mai ciudată, mai bizar, puțin dezagreabilă, dar care să le lase totuși sentimentul că nu e tot, că poate fi mai mult, că poate fi mai bine, că ceea ce a început așa mai delicat printr-un incident poate continua altfel. Și atunci vor dori, bineînțeles, să se revadă sau, mă rog, să se lămurească ce este cu acea persoană, ce poate ieși de aici. Această întâlnire pentru ei, pentru, cum spuneam, pentru cei care nu sunt într-o relație, moment mai ales la care să se aștepte luni. Mai departe, pentru nativii rac, zilele de miercuri și de joi, chestiuni de natură
financiară, să spunem, sau patrimonială. Oricum, sunt niște chestiuni pe care trebuie să le pune la punct, să le rezolve. Ei înșiși, poate că s-au săturat să aștepte ceva, poate că vor să facă acum, s-o cătesc că e momentul să pună niște întrebări, să facă demersuri, să facă presiuni, să-și ceară ce li se cuvine. Sau dacă, pentru cei care au făcut, au depus actele, au dorit să obțină un credit, foarte bine să afle răspunsul, rezultatul, da, că li s-a aprobat. Cum spuneam, chestiunile acestea de natură financiară sunt importante pentru ei, miercuri și joi. Sâmbătă, o zi oarecum deosebită, luna trece prin dreptul lui Saturn, unde în casa noua. Interes pentru străinătate. Poate că au o convorbire mai lungă cu cineva drag care locuiește acolo. Poate că fac pregătiri, aranjamente pentru revedere. Poate că ei sunt invitați și caută momentul potrivit, timpul liber, momentul în care să ajungă și ei acolo. Oricum, lucruri deosebite. Pe de altă parte, cine știe, poate că află vreo veste, un eveniment care se întâmplă într-o altă zonă, altă parte, și ei sunt impresionați de felul lor, sunt firi impresionabile și cumva se consumă, trăiesc ceea ce se întâmplă și acolo. Funcție de evenimentul concret respectiv și starea lor de spirit, bineînțeles că este influențată, foarte posibil, bineînțeles, ca aceasta să aibă cumva, pe moment, repercusiuni și asupra relației de cuplu. Ce s-a întâmplat? Cum te-ai supărat pe mine? Nu? Pentru ce te consumi? Spune-mi și mie, da, bine, așa e, da, e cam delicat, înțeleg prin ceea ce treci. Vom vedea ce se întâmplă pe mai departe. Bineînțeles și pentru ei, pentru raci, mare bucurie, sunt dornici să pornească la sfârșit de săptămână. Și poate chiar îi ajută o deplasare, o excursie să se simte mai bine, să se schimbe gândurile, să treacă peste stres, supărări, amărăciuni, lucruri care li s-au întâmplat în ultima perioadă. Mergem mai departe, la semnul leului. Chiar luni are momentul de lună plină. Pentru ei, pentru lei, într-o zonă mai delicată, pentru că sunt afectate case, cumva, care au legătură cu sănătatea. Luna în semnul Capricornului, pentru lei în casa 6-a, Soarele și Mercur în casa 12-a. Și atunci, ei înșiși se pot mira de faptul că au mai puțină energie. Sigur, lunea, parcă toată lumea este mai dornică, așa cumva, să mai petreacă timp, să povestească, ne intrăm cu toții mai greu în ritm. Ei înșiși, însă, lei se miră, da, de starea lor, de tonusul lor, de energia lor, poate că sunt mai somnoroși. Poate că, da, au avut insomnie, sunt vin după un moment așa mai delicat și își doresc să treacă orele înainte de a intra într-adevăr în activitate. Sigur, sunt și situații mai delicate, cazuri speciale pentru cei care au deja o afecțiune, probleme, să spunem, cronice sau, dacă nu sunt cronice, de ceva timp, de o săptămână, de câteva zile, care se pot acutiza în această perioadă, cine știe, se sperie ei de o criză. În ansamblu însă, situație trecătoare. Se schimbă lucrurile de miercuri, joi, interes pentru ei, pentru lei, interes legat de sfera relațională. De asemenea, când vorbim de relații, oameni cu care interacționăm frecvent, dar, bineînțeles, în cazuri speciale și cu cineva care, întâmplător, avem, cine știe, avem o conversație, avem un, poate fi foarte plăcută, poate fi mai neplăcută, oricum sunt niște lucruri de învățat din această conversație. Miercuri și joi, mai ales joi, există totuși un potențial pentru tensiuni. Luna este în opoziție cu, mai întâi cu Venus, iar apoi cu Marte. Foarte bine, foarte posibil, da, lor sau celor, cuiva, da, cu care interacționează, să le țandără, să exagereze, să facă din țânțar armăsar. Sau,
Foarte bine, da, dacă s-a întâmplat ceva mai neplăcut, cine știe când, acum să le fie adus aminte despre subiectul respectiv, momentul respectiv și, bineînțeles, să fie un mic deranj, moment delicat din acest punct de vedere în ziua de joi. Totuși, bine este să fie atenți, să își păstreze cumpătul pe cât se poate, să încerce niște argumente sau pur și simplu, vorba aceea, să respire până la 10, să lase cumva situația să te detensioneze. Pentru că, întotdeauna, aspectele lunii sunt temporare. Dacă reușim să facem astfel încât să nu lase o amintire, o impresie dezagreabilă, înseamnă că suntem suficienți de stăpâni pe noi. Am evitat un moment delicat. Partea bună a acestui tranzit de miercuri și de joi, foarte bine pot veni pentru ei, pentru nativii leu, solicitări de activitate, de muncă în ansamblu, pentru ei este o perioadă bună legată de muncă. Este Jupiter în casa 10, în semnul Taurului, sunt Venus și Marte în semnul lor, deci sunt căutați, sunt doriți, ei înșiși reușesc să se promoveze, să se pună în valoare. Foarte bine, miercuri și joi se pot aștepta din punctul acesta de vedere la oferte, întâlniri, colaborări. Foarte bine, poate fi vorba despre ceva pe termen scurt, dar și de aici pot ieși niște bani. Vineri, atenție în cazul leilor la chestiuni de natură financiară, mai ales bani care li se solicită. Să nu fie vorba despre să spunem, datorie care practic nu e datorie, să li se mai ceară încă o dată, cine știe, o sumă. Să fie atent la socoteli, la ce li se prezintă, la un devins, la un calcul acolo. Pe de altă parte, da, se poate întâmpla și asta ca un cineva, un apropiat, un prieten, o rudă, un cineva, da, să le solicite un împrumut și să considere, bineînțeles, că nu se pot eschiva, că este cumva o datorie de onoare, că nu-l pot lăsa pe omul respectiv la greu. Acest lucru vineri, cum spuneam, în momentul în care luna trece prin dreptul lui Saturn. La sfârșit de săptămână, cu siguranță, au nevoie de odihnă. Dacă și programul este de așa natură încât le permite acest lucru, cu atât mai bine pentru ei. Pentru că este totuși o perioadă tensionată în viața lor, care promite multe, le poate aduce schimbări importante, dar lucrurile nu vin ușor, vin cu siguranță cu tensiuni și eforturi. Mergem mai departe. La nativii zodiei Fecioară, Mercur, guvernatorul lor în casa 11-a, intră în combinație chiar din ziua de luni, de la momentul de lună plină, semnul Capricornului. Cum spuneam mai devreme, luna mai întâi face un aspect cu Saturn, apoi cu Jupiter, cu Soarele și cu Mercur. Una peste alta, la ce se pot aștepta nativii Fecioară în ziua de luni, acel moment important, ce spuneam, de lună plină? O primă luare de contact. Poate că, da, foarte bine, cineva este de acord cu ei sau le face o propunere. Pe moment, în mare, sunt de acord unii cu unul cu celălalt. După care mai stau, se mai gândesc, văd niște perspective și când este să ajungă la chestiuni concrete, lucrurile cumva să se despartă. Foarte bine, poate fi vorba despre o încurcătură în comunicare, pur și simplu. Sau lucruri pe care unul dintre ei nu le-a anticipat, sunt văzute de către celălalt și, bineînțeles, că apar întrebări. Dar dacă, ce faci în situația aceasta? Sau eu nu vreau să risc, nu vreau să-mi asum acest lucru. Tocmai de aceea, cum spuneam, pot apărea niște neînțelegeri între ei. Important de menționat că, într-adevăr, sunt trecătoare. Sunt totuși aspecte bune pentru ei, pentru nativii Fecioară, tot în aceste zile, luni și marți, cumva legate de planul financiar. Pot veni niște bani. Știu ei să facă, știu să-și vândă marfa, știu să-și vândă serviciile, sunt solicitați. Poate că, bine, domne, hai, eu n-aș fi făcut așa, ai tu altă poziție, tu ești profesionistul, specialistul, hai, fă așa, important este să îmi rezolvi problema. Deci pot apărea niște situații de urgență
de pe urma cărora ei, nativii Fecioară, să aibă de câștigat în plan financiar. Se schimbă aspectul miercuri, joi, atenție la sănătate, mai ales joi, pentru că, sigur, nu este momentul de lună plină, dar și Luna, și Venus, și Marte sunt în case legate de sănătate. În ansamblu, pentru ei, din acest punct de vedere, pentru nativii Fecioară, este o perioadă delicată, cu Venus și cu Marte pe casa a 12-a. Dacă acum, miercuri și joi, mai ales, se adaugă și Luna, sigur că poate ca ceva căreia nu i-au dat atenție până acum, da, să iasă la iveală, să aibă o mică criză, dacă au făcut niște excese. Dintr-o dată să simtă, da, durerea, dificultăți în mișcare sau de la caz la caz, vor vedea fiecare. Foarte posibil să fie cumva implicată și inima, tensiunea. Deci totul ține, bineînțeles, de un istoric al lor și este vorba în bună măsură de un istoric recent. Cât de mult au avut ei grijă de ei, cât s-au odihnit, câtă atenție au acordat semnalelor trupului. Deci atenție la sănătate, miercuri și joi. Mai departe, vineri, poate fi și acesta un moment delicat într-o relație. Dar mai degrabă putem spune așa, că începe ceva mai dificil, mai delicat, dar nu aș fi vrut să spun asta, dar nu am încotro, trebuie să facem acest lucru, trebuie să abordăm acest subiect. Ei, este un moment cu siguranță al adevărului, adică se va ști. Am crezut despre tine așa, sau foarte bine li se poate spune lor acest lucru, dar văd că treburile în ansamblu, în realitate, stau într-un alt fel. Și atunci vor ști, bineînțeles, dacă păstrează relația și în ce condiții pot merge mai departe. Ei, dacă este să vorba despre relația de cuplu, asemenea mici incidente, bineînțeles că apar în viața fiecăruia dintre noi și știu să treacă peste ele. În ansamblu nu este un pericol marcant pentru relațiile vechi sudate. Mergem mai departe la nativii zodiei Balanță. Important și pentru ei momentul acela de lună plină, care are loc exact luni. Pentru ei, pentru Balanțe, Luna se găsește în semnul Capricornului, casa a 4-a, în opoziție cu planete din casa a 10-a. Și atunci, pentru ei, oarecum tensiuni sau griji, mai putea să le spunem, ei își doresc ceva. Sunt în activitate, și-au stabilit ceva, un plan, un țel, un gând, un program, putem să le spunem foarte bine, poate apărea în ziua de luni o urgență din partea cuiva din familie. Mai puțin are importanță cine. Poate fi omul iubit, poate fi copilul, pot fi părinții, pot fi părinții omul iubit și bineînțeles că trebuie să se implice. Oricum, se prea poate ca să le fie dat peste cap programul în data de luni. Sau, foarte bine, în alte cazuri, poate că acum vine, apare o vorbă bună, o vorbă înțeleaptă, o discuție, poate cumva apărută pe neașteptată, cu cineva mai în vârstă, cu cineva pe care îl respectă, cu cineva sau cu cineva care le poate da un imbold, o perspectivă importantă, interesantă, deosebită, asupra, să le spunem, asupra viitorului lor profesional, pe termen scurt, dar și pe termen ceva mai lung. Ești bun la asta, te pricep la asta, am observat că uite ce s-a mai întâmplat, cu ce situații s-au mai confruntat alții de-a lungul vremii, bine este să ții cont. Una peste alta, o zi deosebită pentru ei. Mai departe, în sfârșit, zile mai liniștite, mai calme, miercuri și joi, bucurie să stea la vorbe, să iasă la terase cu prietenii, la o ședință, la o cafea. Totuși, posibil moment delicat în ziua de joi, Luna face opoziție cu Venus, cu planeta lor guvernatoare și apoi și cu Marte. Pot apărea niște
neînțelegeri, mici frecușuri, tachinări, în cel mai bun caz, între ei și un apropiat, un colaborator. Sigur, funcție de felul în care se știu ei, se cunosc unul pe celălalt, poate să fie o distracție pe cinste. Dacă însă nu este o relație cu un istoric bun, sănătos, pot apărea niște tensiuni. Ah, m-am lămurit despre tine, știu cum stă treaba, m-ai dezamăgit. De la caz la caz, viața este complexă. Deci, un moment important, delicat, trebuie să aibă ei grijă, da, la oamenii cu care interacționează joi. Mai departe, vineri, atenție la sănătate pentru ei, pentru nativii balanță. Acum, sigur, dacă este vorba despre niște lucruri mai puțin bune pentru sănătatea lor pe care le fac de ceva vreme, de o lună și ceva, de când a intrat Saturn în semnul peștilor, la ei, pe casa a șasea sănătății. Deci, cine știe, ne odihnă, ne hidratare suficientă, ne somn, muncă grea, poziție incomodă. Toate acestea acum se pot întoarce împotriva lor. Cine știe ce, sub ce formă, că este durere, că este dificultate în mișcare, o durere pe undeva, se pot confrunta cu așa ceva, cum spuneam, mai ales în ziua de vineri. Pe de altă parte, sunt și aspecte bune pentru ei, pentru că în ansamblu este o combinație fericită, aceasta Soare-Mercur în casa 10 în Rac cu Lună-Saturn-Pești, foarte bine pot face niște bani, sigur, este vorba despre muncă în plus, activități la care poate că numai ei se pricep sau ei sunt dornici să se implice, dar asta este important pentru ei. Pot obține niște bani și cu siguranță se va vorbi despre asta, pentru că nu este vorba despre ceva dificil, despre ceva ușor. Se va ține cont că șeful, că beneficiarul activității respective, solicitantul, oricum va conta, că ei înșiși, da, se vor putea lăuda, mândri cu ceea ce au realizat în acele zile sau în acea situație. Mergem mai departe la nativii semnului Scorpion. Ei sunt în plină activitate, Venus și Marte, mai ales guvernatorul lor, da, în casa a 10-a. Luni. Posibile probleme legate de comunicare. Posibile probleme în trafic. Tot așa, ceva legat de o comunicare incorrectă, înțelegere greșită a intențiilor celorlalți participanți la trafic. Graba strică treaba, cu siguranță, mai ales că este și Mercur implicat și este direct legat de comunicare, dar combinația asta cumva parcă îi afectează pe ei mai mult, pentru că ei sunt firi emotive, pentru ei emoțiile, sentimentele sunt foarte importante și dintr-o vorbă la locul ei, poate că se simt cumva fie amenințați, fie neapreciați, poate fie dezapreciați, poate disprețuiți. Foarte bine poate fi vorba despre o neînțelegere, dar ei au tentația, au tendința să răspundă imediat, energic, efervescent. Deci poate fi acolo un schimb de vorbe mai ne la locul lor. Bine este să urmărească totuși cam ceea ce vrea celălalt, ce are să le transmită. Mai departe, miercuri și joi, pentru ei, pentru nativii Scorpion, interesul pare să fie cumva legat de casă, locuință, familie, părinți. Dacă cine știe cum apare conjunctura, mai lucrează de acasă și au niște zile libere sau aranjează programul astfel încât să răspundă și unei urgențe, să se preocupe de cineva dintre ai lor. Nu sunt zile ușoare pentru ei în ansamblu, pentru ei nu este o perioadă ușoară.
Mulți, cu siguranță, se bucură, încearcă să profite de iad, în sensul că sunt în activitate și apar pentru ei destule propuneri, oferte, invitații, colaborări. Au de câștigat din punct de vedere material. Și nu doar material, dar mai ales pentru cei mai tineri, pentru cei care abia au ieșit din stadiul de ucenicie, bineînțeles că se bucură de orice chemare, colaborare, invitație pentru ei. În ziua de vineri, pentru ei, pentru nativii Scorpion, poate că au ceva deosebit, delicat, important să le transmită copiilor. Poate că ei înșiși observă ceva deosebit la copiii lor și atunci stau pe gânduri, vor să afle ce înseamnă lucrul respectiv, poate că se miră, poate că se bucură de o sclipire, de o vorbă, de o realizare a celui mic și vor spune, opa, trebuie să-i acord mult mai multă atenție sau merită să-l încurajez să se țină de această activitate. Mai departe, sâmbătă și duminică, zile agreabile pentru ei, pentru Scorpion, petrecute în compania celor dragi. Ajungem la semnul săgetătorului. Pentru ei, luni, momentul de lună plină, se petrece pe axa, să spunem, financiară, casele 2-8. Și atunci, chestiuni legate de bani, bineînțeles. Foarte bine, în cazul lor pot veni niște bani. Bani pe care i-au dat cu un împrumut, bani care se cuvin, o despăgubire, cine știe ce demersuri au făcut. Sau poate că se realizează cumva o compensare, se ține cont de o altă plată sau poate că fac, este implicat un barter, un schimb, ceva se întâmplă acolo. Oricum vor să scape de o grijă și chiar reușesc să scape de acea grijă, era ceva, se simțeau ei cumva păcăliți în celălalt strădați sau, ceva în neregulă, o problemă care trebuie pusă la punct. Foarte bine, o pot rezolva luni și marți. Ei înșiși, da, bine este să fie atenți la cheltuieli, la investiții. Poate că, ce bine, sunt vesel, sunt fericit, hai să-mi iau, să-mi cumpăr, să cheltuiesc. Acum, sigur, depinde de cheltuieli. Să invit pe cineva, să fac, să ofer, să dau un cadou. Depinde. Oricum, sunt largi la pungă luni și marți. Vor vedea mai încolo dacă a meritat. Pentru zilele următoare, miercuri și joi, dorință, bineînțeles, planuri, gânduri, dorință de a porni la drum, la sfârșit de săptămână. Cine știe, poate chiar miercuri, poate chiar joi, apare o urgență, o chemare, o deplasare. În special în ziua de joi, ei, săgetătorii, trebuie să fie atenți și ei la volan, la condițiile de trafic. De asemenea, graba strică treaba, mai ales când este vorba despre deplasare la ei, dar și în alt context, să spunem cumva legat de concluzii pe care le trag, gândindu-se la, hai să le spunem, povestirile unor oameni, ce li se spune, ce află, ce exemple li se dau. Poate că cineva spune ceva sub aspect de glumă, de laudă, de mândrie sau sub o formă oarecare, iar ei, săgetătorii, sunt tentați să se supere, să judece pe celălalt. Este totuși nevoie de să afle mai mult exact ce a vrut să spună omul respectiv. Să nu apară totuși niște discuții. Pot apărea discuții, pentru că dacă persoana cealaltă susține ceva cu tărie, iar lor sau jetătorilor li se pare ieșit din comun, nefiresc, foarte bine, poate să îi revolte. Deci există un potențial serios de neînțelegeri între ei și altă persoană joi după amiază. Cum trec peste asta, bineînțeles că depinde de ei, de natura relației mai vechi dintre ei. Vineri, sâmbătă, duminică,
se bucură să petreacă timp cu familia. Foarte bine poate să fie o vizită care se anunță din schimb. Vine cineva, vine frate, văr, trec pe la voi, aș vrea să ne vedem. A, da, sigur, bine, hai că mi-am în plecarea mea în altă parte. Sigur, dacă nu este vorba despre o... despre o rezervare achitată. Se întâmplă noutăți, schimbări, vești din scurt, astfel încât un program pe care și l-au stabilit anterior pentru sfârșitul de săptămână să nu fie respectat. Găsesc ei ceva de făcut, apare ceva de făcut în familie, în locuință, în gospodărie. Ajungem la semnul Capricornului, dar al doilea semn implicat în momentul de lună plină. Exact în ziua de luni, luna este în semnul lor. Întotdeauna când luna este în semnul nostru și fără să știm astrologie, observăm, percepem că se întâmplă totuși ceva deosebit cu noi înșine. Deci, să revenim acum la ei, la Capricorni. Pe de o parte, stare schimbătoare, fizic, emoțional, emoții care îi copleșesc. Parcă lasă deoparte prudența, echilibrul, judecata, se implică imediat, răspund unei discuții, unei întrebări, unei interpelări, apelări. Poate că sunt cumva deranjați, sunt mult mai sensibili în aceste zile, în special în seara zilei de 3, la momentul de lună plină. Poate că nu înțeleg cu exactitate încotro bate celălalt ce le spune, ce vrea să-i sfătuiască. Poate că lor li se pare, nu e cazul, nu aștept de la tine sfaturi. Poate fi această atitudine cumva de superioritate sau, mă rog, de deranj. Te rog frumos, lasă-mă în pace, nu este cazul. Pentru cei care nu au o relație, foarte bine, pot fi nu neapărat cei care caută pe cineva, pot fi cumva abordați. Noi ne știm de ceva vreme, dar hai să stăm, bem o cafea împreună, mai sigur, cum încep ele vorbele, discuțiile? Foarte bine poate apărea o încercare de apropiere din partea cuiva. Ei, la momentul respectiv, sigur că sunt luați prin surprindere, nu mă așteptam, nu credeam că... Dar sunt dispuși, sunt dornici, da, să vadă ce poate să iasă pe mai departe. Tot zilele de luni și marți, în special ziua de luni, totuși poate le aduce un moment delicat, da, capricornilor din punct de vedere fizic. Este ceva trecător. Poate că pe moment îi sperie, dar în ansamblu nu se vede nimic deranjant, amenințător. Deci poate o sperietură de moment, după care în sfârșit se lămuresc că lucrurile nu sunt chiar așa dificile, grave, cum se așteptau. Miercuri și joi, atenție și la ei, la cheltuieli, mai ales ziua de joi, când este acea opoziție între Lună și Venus și mai ales Marte. Dorințe destule, ale lor, ale omului iubit, nevoi, ale celor mici, bineînțeles. Dar bine este să constatăm, în ansamblu, este valabil pentru toată lumea, că nu toate cheltuielile noastre au o bază reală, concretă, de utilitate sau de nevoie. Uneori mai facem cumpărături și dintr-o toană, terapia prin shopping, pe care o practică mare parte dintre femei, în special. Dar vreau să spunem, zile de miercuri și joi, dorință, da, de a împlini o nevoie de... și apoi pot ajunge la concluzia că practic se putea și fără, sau nu erau, nu au ales cea mai bună variantă. În special ziua de joi, din acest punct de vedere, bine este să fii atenți. Da, părți bune, totuși, la zile de miercuri și joi, pentru că guvernatorul casei a 7 este în casa lor a doua a banilor, pot veni niște bani, să le fie restituit un împrumut, să li se facă sub o formă oarecare o plată, să realizeze o tranzacție și cu această ocazie să vină niște bani. În ziua de vineri, poate că stau puțin pe gânduri. De ce stau pe gânduri? Foarte bine, dar cu gândul la ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile, apropo de ce spuneam de acea
de acele achiziții, cheltuieli, investiții, dar foarte bine și cu ce s-a întâmplat ceva mai devreme, știu eu, luni, mai ales la momentul de lună plină, stau pe gânduri. Dacă au acționat bine, dacă au dat răspunsul potrivit, potrivit de serios, potrivit de relaxat, potrivit de diplomat, au totuși tendința cumva să se analizeze, să se catalogheze prea greu. Nu trebuia să fac așa, oleo, n-a fost bine, ce mă fac mai departe, cum o drec, cum o reușesc să, totuși să repar lucrurile la o următoare întâlnire. Cu siguranță vor găsi totuși modalitatea cea mai potrivită să treacă pe acest, peste acel eventual incident. Sâmbătă și duminică, dorință să plece la drum, măcar să schimbe aerul, să-și plătească ochii, să iasă totuși din rutina și mai ales din tensiunea ultimei perioade. Mergem mai departe la semnul vărsătorului. Pentru ei, pentru vărsători, ziua de luni, chiar cu momentul acela de lună plină, cumva mai delicată. Pentru că luna în Capricorn e în casa 12, Soarele și Mercur sunt deja de ceva vreme în semnul racului, ambele sunt case care au legătură cu sănătatea. Și atunci, poate că pornesc la drum în sensul că încep activitatea cu bucurie, dorință, elan, entuziasm și destul de repede le trece. Sau se resimt oboseala, sau constată ei, nu sunt suficient de atent, parcă n-aș vrea să fac o greșeală, poate mai bine mă odihnesc, poate mai refac niște calcule, poate mai refac planul, să fiu eu sigur că nu greșesc. Nu strică deloc, da, să petreacă mai mult timp odihnindu-se sau în parc, relaxare, oricum bine este să lase deoparte, dacă se poate, bineînțeles, stresul, agitația, chestiuni, bine este să nu aibă chestiuni urgente, importante de făcut și să-și acorde timp lor înșile. Da, o odihnă, relaxare, refacere, poate ajung la un salon de masaj, la un terapeut, ce știu ei că le face lor bine sănătății. Zile importante pentru ei, pentru nativii vărsători, sunt miercuri și joi. Luna traversează semnul vărsătorului, exact al lor. Pe de o parte, cu siguranță emoții crescute. Se preocupă de ei înșiși. Sunt foarte importanți în ochii lor, bineînțeles. Ei sunt prioritatea. Și atunci, pe de o parte, se preocupă de aspectul fizic exterior, foarte bine, poate că ajung la coafor, la frizerie, poate că ajung la magazine de haine, să gândesc, stai așa, că ar trebui totuși să mă înnoiesc, să mă pregătesc, da, de un eveniment la care urmează să iau parte. Deci, din acest punct de vedere, preocupare pentru ei și, dintr-un alt punct de vedere, preocupare pentru ei sufletească. Vor să facă lucruri importante, vor să li se acorde atenție, să respect, bineînțeles. Iar dacă simt că ceva nu este în regulă, foarte bine pot reacționa destul de hotărât, efervescent. Să pună la punct sau, bineînțeles, să ceară respectul pe care consideră că îl merită. Joi seara, din acest punct de vedere, moment tensionat, opoziția aceea, lună, pe de-o parte cu Venus, apoi cu Marte. Pot ieși niște certuri, tensiuni, neînțelegeri. Bineînțeles, funcție de istoricul relației lor, de relația însă, are importanță cu cine avem discuția respectivă, că este omul iubit, că este un partener de afaceri, că este cineva cu care de obicei facem echipă, cu care ne-am mai și certat uneori, dar în ansamblu lucrurile merg bine, ne împăcăm, hai că trecem și peste asta. Totuși, există potențialul așa astral pentru niște neînțelegeri, tensiuni, în special în ziua de joi. Bineînțeles că depinde de ei să facă lucrurile sau, bineînțeles, să tragă concluzia, să spună, merită să mergem mai departe, m-am săturat sau, hai, lasă că-l cunosc, e băiat bun în esență, trecem peste asta și mâine este o zi. Mâine însemnând ziua de vineri, cheltuieli pentru ei.
E, par să fie niște cheltuieli mai mari, mai serioase, pe termen mai lung. Luna trece prin pe lângă Saturn. Și atunci, poate că fac niște rezerve pe o perioadă mai îndelungată, poate că fac o rezervă de materiale pentru un proiect pe care îl au ei, foarte bine legată de casă. Poate că își fac provizii, rezerve. Oricum, important este că socotesc ei că este momentul totuși să facă o cheltuială, investiție destul de mare. Pe de altă parte, tot așa, vineri, sâmbătă, duminică, pot face ei niște bani în plus. Acum, sigur, depinde de activitatea lor, dacă este cumva o desfășoară în mod independent sau dacă sunt angajați, foarte bine, pot fi solicitați pentru niște ore suplimentare sau pur și simplu este o urgență la care sunt imediat chemați, apelați. Pot face niște bani la sfârșit de săptămână. Ajungem și la zodia peștilor, în data de luni, 3, prima zi, cu momentul de lună plină. Pentru ei, pentru pești, are loc în casele 5-11, posibile tensiuni în relații cu prieteni. Poate că apare o invitație pe neașteptată, să ieșim la prânz, să ieșim la cină, oricum ceva care în mod normal le-ar face mare plăcere, dar cine știe, ei având deja un program deja stabilit, le este greu să dea curs invitației respective. În ansamblu, bună săptămână pentru ei, pentru nativii pești din punct de vedere financiar. Chiar de luni, chiar de marți pot primi niște bani, pentru că sunt în plină activitate, sunt solicitări pentru ei, muncesc destul de mult și chiar acum pot veni niște bani. Muncesc destul de mult. Ei, mai ales cei mai tineri, mai ales cei mai începători sau cei care de felul lor sunt cumva mai, să le spunem, modești. Totuși, bine este să fie atenți, să vadă dacă primesc răsplata corespunzătoare implicărilor, activităților. Pentru că în ansamblu ei, parcă din suflet, din obișnuință, din considerente numai de ei știute, sunt dornici, da, să ajute, să facă, să se sacrifice. Și tocmai de aceea, în aceste condiții, pot exista persoane care încearcă să abuzeze de ei, de prietenia lor, de buna lor inimă, de buna lor credință. Bine este totuși să încerce să se evalueze așa cum trebuie, la adevărata valoare, și să ceară, bineînțeles, răsplata cuvenită. Cum spuneam, zile bune din acest punct de vedere, bani, material, totuși luni și marți. Miercuri și joi, posibile deranjamente de sănătate. Luna, Venus, Marte sunt pe case ale sănătății. Acum, nu este obligatoriu să se întâmple ceva rău, bineînțeles că totul ține de un istoric al activităților din ultima perioadă, dar cu siguranță ei s-au întrebuințat destul de mult cu acel Venus și cu Marte în casa a șasea. Fericiți, bucuroși, cei care au descoperit niște modalități totuși prin care să își mențină forța, energia, sănătatea, să treacă peste deranjamente fără să fie nevoit să-și întrerupă activitatea de bază. Poate că și acum, miercuri, joi, se minunează de rezultatele unor terapii, tratamente sau pur și simplu da, modalități de relaxare. Poate că, cine știe, se bucură să iasă la pește, să facă o plimbare. Găsesc ei, totuși, acea schimbare care are efecte bune, benefice, pozitive asupra stărilor de sănătate. Și pentru ei, sfârșit de săptămână, începând de vineri, sâmbătă, duminică, atunci când luna trece prin semnul lor, sfârșit de săptămână deosebit. Cum spuneam, acele două, trei zile din lună în care luna traversează zodia noastră sunt deosebite pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Ei, pentru pești vine sâmbătă, duminică, în primul rând luna peste Saturn, în semnul lor. Poate că
e o amărăciune, poate că e melancolie și aduc aminte de lucruri de cine știe când. Poate că se gândesc la ar fi trebuit să fac altceva, ar fi trebuit să spun altfel, poate că n-ar fi trebuit să refuz. Tot felul de probleme își fac ei, în special în ziua de luni. Bineînțeles că tovarășul, omul iubit, partenerul de viață, ar putea încerca să sesizeze, sau prietenul apropiat, bineînțeles, să sesizeze aceste stări, frământări ale lor, ale peștilor. Oricât încearcă ei, peștii, să râdă, parcă se vede totuși o problemă interioară. Cu siguranță se va găsi cineva să le pună întrebări, să încerce să afle ce este cu ei. Acum, de la caz la caz, unii poate că spun, alții răspunsul standard, nu am nimic, este totul în regulă. În principiu, nu este totul în regulă, dar cu siguranță nu este o tragedie, pentru că fiecare dintre noi, din când în când, ne confruntăm cu așa ceva. Deci, cum spuneam, ziua de vineri, din acest punct de vedere, cumva mai delicată, dar lucrurile se schimbă în bine, sâmbătă și duminică, bine, și în a doua parte a zilei de vineri. Pentru că în sfârșit, o să spună, dar cred că mi-a făcut griji degeaba, stai așa că lucrurile nu sunt chiar așa negre cum mi s-au părut mie. Foarte bine, pot apărea niște laude, niște aprecieri pozitive asupra lor, poate că primesc niște complimente. Ce bine arăți, hai că te-ai schimbat, văd că te-ai mai subțiat, s-a întâmplat ceva cu tine, este spre binele tău. Chiar dacă ele sunt niște vorbe așa cumva mai de suprafață, pentru ei contează. Ajung acolo unde trebuie, le dă boldul necesar, motivația. Foarte bine, poate că și ei ajung cumva la sfârșit de săptămână la coafor, la frizerie, se preocupă de ei înșiși. Și întotdeauna lună în zodia respectivă, pe teritoriul zodiei lor, da? Este preocupare pentru corp, pentru trup. Poate că prima oară poartă o haină pe care și-au cumpărat-o de curând. Se duc la o întâlnire, la o întrunire, la o petrecere, la o terasă. Se simt bine, le face plăcere. Oricum, este o perioadă în care, în ansamblu, vor să se simtă bine, să se simtă în valoare, iubesc, oferă și, bineînțeles că își doresc și iubire. Sunt niște zile deosebite pentru ei, cum spuneam, la sfârșit de săptămână, atâta tot, un moment mai delicat, trecător totuși, în ziua de vineri, dimineața, prima parte a zilei. În ansamblu, o săptămână bună pentru ei, cum spuneam, din punct de vedere chiar și financiar. Chiar și atunci, vineri, sâmbătă, pot veni niște bani. Foarte bine, sub formă de cadou, o formă de răsplată, de apreciere. Se bucură, cu siguranță contează. Una peste alta, cum spuneam, o săptămână destul de interesantă, cu schimbări de stări, de spirit sau răsturnări de situație de la o oră la alta, deci o săptămână plină de neprevăzut, dacă reușim să trecem peste acele mici momente delicate, inconveniente, avem numai de câștigat. Vă dau întâlnire pe data viitoare și vă invit să apăsați butonul de abonare la canalul nostru ca să nu pierdeți nicio emisiune. La revedere!